Bună ziua! Astăzi vom învăța cum putem folosi instrucțiunea for în limbajul de programare Python pentru a prelucra șirul de valori. Instrucțiunea for este folosită pentru a parcurge o secvență de valori. Pentru a parcurge un șir de valori consecutive, se folosesc formele. For variabilă in range de număr pentru a parcurge valori consecutive de la 0 la număr minus 1. For variabilă in range de AB pentru a parcurge valori consecutive de la A la B minus 1, condiția ca A să fie mai mic decât B. For variabilă in range de A, B și C pentru a parcurge valori de la A la B minus 1 cu pasul C, cu condiția ca A să fie mai mic decât B. Dacă C este negativ, atunci putem parcurge valori în ordine descrescătoare, cu condiția ca A să fie mai mare decât B. Prima aplicație. Scrieți un program în limbajul de programare Python în care se citesc două numere naturale nenule n și k și se afișează primii n multipli ai valorii k în ordine crescătoare. Ca date de intrare se vor citi două numere naturale nenule n și k. Ca date de ieșire se vor afișa primii n multipli ai valorii k în ordine crescătoare. Exemplu, dacă n va avea valoarea 6 și k va avea valoarea 2, se vor afișa numerele 2, 4, 6, 8, 10, 12. Se va citi valoarea variabilei n. Se va citi valoarea variabilei k. Folosind numerele naturale din intervalul închis 1n, vom calcula multipli valorii k. Vom afișa acești multipli pe ecran. Vom executa programul pentru valorile n egal cu 6 și k egal cu 2. A doua aplicație. Scrieți un program în limbajul de programare Python în care se citesc două numere naturale nenule n și k și se afișează multiplii numărului k mai mic sau egal cu numărul n în ordine descrescătoare. Ca date de intrare se vor citi două numere naturale nenule n și k. Ca date de ieșire se vor afișa multiplii valorii k mai mic sau egal cu n în ordine descrescătoare. De exemplu, dacă n va avea valoarea 10 și k va avea valoarea 2, se vor afișa numerele 10, 8, 6, 4, 2. Vom citi valoarea variabilei n. Vom citi valoarea variabilei k. Vom calcula cel mai mare multiplu mai mic decât n al valorii k. Vom parcurge multiplii valorii k descrescător de la cel mai mare până la cel mai mic. Îi vom afișa pe ecran. Să executăm programul pentru valorile n egal cu 10 și k egal cu 2.
A treia aplicație. Scrieți un program în limbajul de programare Python în care se citește un număr natural nenul n și se afișează cel mai mare număr care se poate forma cu cifrele distincte ale valorii date n. Ca date de intrare se va citi valoarea variabilei n. Ca date de ieșire se va afișa cel mai mare număr care se poate forma cu cifrele distincte ale valorii date n. De exemplu, dacă n are valoarea 1242, se va afișa valoarea 421. Se va citi valoarea variabilei n. Se va inițializa o variabilă, noul număr, cu 0. Se vor parcurge toate cifrele în ordine descrescătoare. Vom folosi o variabilă copie n care va reține de fiecare dată valoarea variabilei n și o variabilă găsit care ne va spune dacă cifra i a fost găsită sau nu în valoarea variabilei n. Cât timp avem cifre în care putem căuta? Verificăm dacă găsim o cifră egală cu cifra i. Dacă da, atunci modificăm valoarea variabilei găsit. Verificăm dacă am găsit cifra i în valoarea variabilei n. Dacă da, o adăugăm la noul număr. Vom afișa valoarea găsită. Să executăm programul pentru valoarea n egal cu 1242. Încercați singuri. Felicitări! Astăzi ați învățat în limbajul de programare Python cum puteți prelucra șirul de valori folosind instrucțiunea for.